Bun găsit la o ediție de weekend a cheii zilei în care vom analiza principalele informații și imagini ale momentului. Sunt Neil Schnecker. Vă prezint astăzi o anchetă explozivă marca România TV despre cum pregătea Coldea fraudarea alegerilor. Am primit și informații alarmante despre revoluția fiscală care poate bloca România. Vă arăt cum zeci de mii de locuri de muncă din România sunt în pericol. Veți vedea că ministrul este luat la rost. Citez: vreți să testați pe nervii noștri? Am încheiat citatul. Am descoperit și dezmățul angajărilor la stat în plină criză. Vă spun cum mii de noi bugetari au fost angajați în perioada cu deficit bugetar istoric. Vă prezint și noile condiții impuse care pot duce la pierderea proprietăților. Vă dau amănunte despre regulile anunțate pentru falimentul personal și vă spun cine este vizat. Toate acestea într-o ediție de weekend a cheii zilei care începe chiar acum. Este deja o lună de zile de când Florian Coldea a fost pus sub acuzare. Mare scandal, procurori anticorupție, super dosar, prima oară, statul paralel lovit, aoleu în aripă, toată lumea. Dar nu s-a făcut încă nicio percheziție, adică domnul Coldea doar are control, toate bune și frumoase. A fost ținut noaptea aia până la 2 dimineață de toată lumea, gâfâia. Și zicea, domne, l-arestează, l-arestează. Eu ziceam, nu, stați liniștiți, nu vă impacientați, este doar așa, ca să vedem noi filme frumoase la televizor. Roxana Ciucă însă știe de ce până acum nu s-a făcut nicio percheziție. Bun găsit, Roxana, te ascultăm. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, controverse majore în dosarul generalilor Florian Coldea, Dumitru Dumbrava, afaceristul Dan Tocat și de asemenea avocatul Doru Trăilă. Nici până în momentul de față, procurorii Direcției Naționale Anticorupție nu au dispus perchezițiile domiciliare în ceea ce îi privește pe cei patru inculpați. E drept că în aceste clipe se desfășoară perchezițiile informatice. Tot ceea ce a depus denunțătorul Cătălin Hidec, toată aparatura, va fi copiată, transferată în serverele Direcției Naționale Anticorupție. Ne întoarcem un pic asupra perchezițiilor domiciliare. Ne referim aici, stimați spectatori, la percheziții ce ar fi trebuit dispuse la birourile celor patru inculpați puși, iată, sub această măsură a controlului judiciar pe cauțiune. De ce percheziții domiciliare? Foarte simplu. Potrivit denunțătorului Cătălin Hidec, la biroul din centrul capitalei, din zona Unirii, în momentul în care a mers Hidec acolo să negocieze aceeași pagă de 700.000 de euro disimulată sub forma unor contracte de consultanță, pe masa respectivă se aflau, stimațele spectatori, 40 de telefoane mobile și mai vechi și de nouă generație. Și ne întrebăm și se întreabă și denunțătorul Cătălin Hidec dacă nu cumva telefoanele respective mobile erau puse acolo în mod intenționat să înregistreze și poate au mai înregistrat și alte personaje dacă au mai trecut prin respectivele birouri. Acest prim aspect. Mai mult decât atât, vă reamintesc și faptul că există informații în presă, informații cum că, de exemplu, generalul Florian Coldea ar fi sprijinit din umbră ani de zile foarte multe grupuri de interese. Recent, în mass media au apărut informații potrivit cărora Florian Coldea ar fi sprijinit o rețea de trafic de droguri de undeva din Mexic. Știm prea bine întreaga poveste. Mai mult decât atât, știm prea bine și povestea cu milionarul chinez Wang Yang, audiat, iată, în calitate de martor la Direcția Națională Anticorupție. Toate aceste aspecte, stimați spectatori, aduc în fața tuturor legăturile pe care generalii le-au avut cu toate aceste rețele, cu toate aceste grupări, cum le spun anumite personaje. Vedem însă care va fi decizia procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție și dacă în perioada imediat următoare vor dispune sau nu aceste percheziții domiciliare. Da, mulțumesc foarte mult, Roxana, alături de mine astăzi în zi de weekend și de sărbătoare. Doamna Ingrid Mohanu, avocat, bună seara și bună mulțumesc seara, că ați venit. Analistul politic Alexandru Coita, bun găsit, mulțumesc și ție bună că seara. Ai venit în această zi cu de drag. Sărbătoare. Și de la Brașov, ca de obicei prin Skype, fostul ministru de finanțe, domnul Gheorghe Ialomițeanu. Bun găsit, domnule ministru. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Sunteți acasă, vă faceți sărbătorile acasă, noi la muncă, că e mai așa, mai pe modă. Sunt avantajat. Da, sunteți avantajat.
Domnul avocat, vreau să înțeleg acest lucru. Mie nu-mi place faptele justiție. Sunt împotriva telejustiției că na, nu mă pricep și nu mă bag. Dar, totuși, eu rămân la această întrebare. L-au luat. L-au ținut atunci până la 2 dimineață. Au fost tot felul de discuții. Nu s-a făcut niciun fel de percheziție. Nu tu informatică, nu tu domiciliară. Eu tot timpul întreb, bine, bine, și cine o să-i judece până la urmă? Da. Nu tot cei care binomul i-a transformat în câmp tactic. Adică, sigur, până la urmă, ce se întâmplă în acest caz? Să știți că și noi, avocații, și în general în lumea juridică, s-a pus această întrebare. De ce nu s-au făcut percheziții, deși apărea ca evident că unele înregistrări ale unor discuții telefonice sau ale unor mesaje care erau schimbate cu denunțătorul sunt probe și vor constitui probe în acest dosar, pentru că altfel nu se poate proba nimic din ceea ce susține domnul Hidek. Și atunci era mai mult decât necesară o percheziție domiciliară informatică pentru a se dubla, adică cele găsite și cele date de domnul Hidek să se regăsească în aparatura tehnică deținută de cei doi, cel puțin. Hai să spunem că poate pentru domnul Trăilă, noi ne-am gândit că așa de acolo a pornit reticența, pentru că domnul Trăilă, fiind avocat, era necesar în primul rând să participe cineva. Dar la domnul Roșu mi-aduc aminte că n-a existat. N-a fost niciun fel de reticență. Așa este. Și ar fi fost strict obligatorie din punctul nostru de vedere să fi făcut o astfel de percheziție. Dar acum, mai are rost acum? Nu. Că acum, omul știe deja și ce a fost dat deoparte, a distrus probabil toate aparaturile pe care le puteau ridica adică procurorii. Adică vine totuși din inteligență. Fără niciun fel de discuție, la acest moment nu se mai impune și ar apărea doar ca o măsură pentru un circ mediatic. Și dar nu de ce n-ar fi făcut-o? Adică știm foarte bine că doamna Morar, procurorul principal pe acest caz, doamna Morar, este chitită, ca să zicem așa, pe acest este proiect. Este un procuror profesionist. Tocmai. Însă, din punctul meu de vedere, eu o văd așa într-un fel de bură și într-o singurătate procurorească, pentru că toți ceilalți cumva sunt extrem de reticenți. Adică toate organele statului cumva i-au băgat așa într-un cocon, după cum observați, controlul judiciar. Are nevoie de aprobare ca să poată să facă această teoretic percheziție? Nu avea nevoie de aprobare. Putea să o dispună, pentru că era o măsură pe care trebuia să o solicite la instanță. Aha. Și instanța trebuia să o încuvințeze. Dar eu cred că i-a fost teamă și de instanță. Și eu cred, sinceră să fiu acum, că și măsura arestării a provenit, adică propunerea măsurii arestării, de aici a fost reticența. Pentru că este teamă, așa cum a spus și dumneavoastră mai devreme, că binomul ăsta, Coldea Chioveși, să nu cumva să apese pe niște butoane acolo la instanță și să-i distrugă din fașă dosarul. Așa încă mai are posibilitatea să-și probeze cu instrumentele pe care le are procurorul la dispoziție, fără să să facă apel foarte mult la instanță. În speranța că ar putea să prezintă că probe, un rechizitoriu exact, care că este probe, imbatabil exact, și că chiar probează, și câmpul tactic n-ar da, putea n-ar să avea refuze. Ce să mai zică, pentru că din măsurile pe care singură și le-a dispus, pentru că până acum nu vedem niciun fel de implicare a instanței sau noi nu avem încă date de acest gen, pentru că nu știm dacă ei au avut măsuri de supraveghere, adică filaje, interceptări, nu a apărut deloc în spațiu public, ar fi cerut și s-ar fi încuvințat astfel de măsuri, dar nu este exclus. E posibil să le aibă în spatele dosarului și noi să nu le cunoaștem la acest moment. Da. Dar eu cred că dosarul nu va fi chiar atât de eșuat cum pare la prima vedere și că această grijă a doamnei Iorga poate că a avut în spate această temere a dânsei de a nu fi infirmată vreo măsură, vreo solicitare din partea judecătorilor, care ar avea presiune asupra lor. Eu am temerea mea că și în cazul unui dosar beton, cum și se asta spune, este adevărat, așa este. Câmpul tactic va ști să-și apere binomul. Aveți dreptate. Mai ales că, apropo de Știți, dosarele cu portocală, ONE și așa mai departe, iată. Le-am văzut toți în spațiu public ce conțineau, despre ce era vorba și ne-am trezit că au ajuns pe acel culoar absolut favorabil și au avut această șansă, ei între ghilimele, de a beneficia de clemența justiției, sigur nu de tot, pentru chiar că dându-le ocazia mai au să mai paradească da, exact. S-au întors la DNA, ceea ce mi se pare absolut îngrijorător. Da, este foarte interesant de observat faptul că în acest moment subiectul Coldea nu mai este un subiect național, ci a devenit un subiect internațional.
De ce? Ok, nu internațional în sensul că toată Europa, dar Albania, am înțeles. Am auzit mulți zicând, hai domne, acum pe bune vorbim de Albania, vrei să plâng de mile Albaniei cu mafia lor, cu țară mică. Dom'le, e în regulă. Și totuși am un ofițer general, în retragere, de acord, dar general, 4 stele, care este implicat într-un subiect. Repet, nu fac telejustiție, deci nu zic vinovat, nevinovat, dar măcar și mediatic implicat și acuzat că a șmenozit alegerile din Albania, că a fost implicat cu nu știu ce cartel mexican, Sinaloa, cu droguri. Adică simpla discuție pe aceste subiecte, mă întreb cum ar putea să fie explicată, că aici deja nu mai vorbim doar de justiție, aici vorbim de o implicare a unui, repet, ofițer în retragere, proaspăt în retragere, din serviciile de intelligence din România, care se implică în alt stat. Priviți imaginile. Premierul Edi Rama pune la cale o mare reuniune cu susținătorii săi de taină în scopul fraudării alegerilor parlamentare din Albania, programate în aprilie 2025, potrivit publicației albaneze Siri. Reuniunea de taină ar urma să aibă loc în Dubai, unde publicația albaneză scrie că se află un soi de cartier general permanent al Partidului Socialist al lui Rama. Iar la întâlnire va participa și generalul în rezervă Florian Coldea, un obișnuit al Dubaiului, desigur dacă scapă până atunci de controlul judiciar. Coldea va monitoriza atent aceste întâlniri, mai ales că este unul dintre pionii principali ai rețelei albaneze, implicate și în scandalul traficului de droguri. Rama ar urma să-și reunească locotenenții în Dubai cu un număr redus de participanți pentru a dezbate manevrele necesare din partea partidului aliat de la guvernare pentru tergiversarea cazurilor în curs de investigare și judecare prin abuz de putere sau prin depășirea termenelor. Se arată în publicație. Tot acolo vor manevra dosarele gestionate de DNA-ul albanez. Publicația albaneză mai scrie că participanții la întâlnirea din Dubai nu îl vor lăsa pe Edi Rama să zburde patriotic, ci vor modifica registre contabile, rapoarte și investiții diverse. Vor redistribui zonele electorale pentru anul 2025 din cauza plecărilor și arestărilor parțiale. Vor discuta despre cei care trebuie eliminați sau care trebuie incluși pe listele de deputați pentru alegerile din 2025. Această întâlnire va decide numele finale. Vor fi desemnați sponsorii, grupurile înarmate pentru protecția urnelor și echipele de intimidare a alegătorilor. Totul sub atenta coordonare și implicarea generalului Coldea. De altfel, un apropiat al premierului, după cum reiese chiar din documentele apărute în spațiul public. Dezvăluirile apărute în presa din Albania nu ar trebui să ne surprindă, din perspectiva stenogramelor în dosarul în care Coldea este pus sub control judiciar. Florian Coldea era numit de apropiații săi șeful cel mare sau FC-ul și este descris drept un om obișnuit să dea ordine care să fie executate. Stenogramele atașate de procurori arată că membrii acestei echipe lăsau de înțeles că au acces la nivel înalt, până la miniștri, pentru a rezolva probleme. Dumbravo vorbea despre cum se va reface osatura statului după alegeri și cum își vor recăpăta influența. Da, vestea bună, Alex Curita, este că vedem o țară care își ia consultanți politici din România. Bun, foarte bine pentru industria noastră, ca să zic așa, că amândoi am avut astfel de piețe. O creștere a influenței României în plan regional, aproape că devenim lider regional, absolut, se spune acum câțiva ani. Dar totuși... Chiar dacă în Albania... Dar stau și mă gândesc totuși, un, repet, general cu 4 stele, proaspăt retras, și face consultanță politică, ca operator politic, sau ca fost operator politic, adică eu m-a simțit jenat, ca operator politic, să-mi vină în campanie un nene de genul ăsta, pentru că nu ai cum să duci o campanie cu un intelligence officer de calibrul ăsta lângă tine. E clar că iese pe smardoială. Da, ideea este că, eu știu că în business există anumite clauze care se numesc de non-competiție, adică dacă eu lucrez cu, să spunem, România TV, ofer consultanță de orice natură, nu pot după 6 luni mă duc și lucrez cu altă televiziune care e în competiție cu România TV, da? O altă televiziune cu audiență mai slabă, evident, că se știe că România TV e numărul în audiență.
Deci nu am voie prin contract. Vin după mine avocații, mă pleznesc cu amenzi, cu tot felul de chestiuni neplăcute. Și atunci mă întreb dacă domnul general Coldea, care a fost un înalt oficial al statului român pe zona de inteligență, ce a lucrat în beneficiul statului român, fiind plătit de statul român, osatura statului român, dacă, ca să citez ce se spunea mai devreme în acea relatare. Oare este normal să meargă a doua zi sau peste 6 luni să lucreze în beneficiul altui stat, care este nu în competiție cu statul român, dar e un stat cu interesele separate? În alte țări există prin lege niște limitări, în special pentru cei care vin din zona militară. E vorba de o limitare legală care ar trebui să fie normală. Că aici nu vorbim că eu am lucrat în politică în România și m-au ales și pe mine, nu știu, deputat sau ce m-au ales, sau m-a numit un politician într-o funcție și după aia a trebuit să-mi câștig și eu existența. Nu, deci omul Coldea, generalul Coldea, este militar de carieră, a fost prim adjunctul Serviciului Român de Informații, deci este un pion, un pivot important al statului din România. Deci nu vorbim de un cetățean care s-a trezit și el printr-o împrejurare, ales într-o funcție. Ar trebui să existe o limitare a acestor privilegii de a acorda consultanță unor guverne străine, chiar și prin prisma faptului că el, deținând anumite chestiuni care sunt clasificate, sunt secrete pentru România și cu implicații regionale, putea să-i ofere un avantaj competitiv unfair, cum se spune, nedrept clientului. Speța de față, înțeleg că e vorba de Dirama, prim-ministru în funcție. Pe scurt, mi se pare o chestiune relativ nepotrivită. Știu că s-a mai întâmplat, mi se pare că și doamna, nu știu dacă doamna Cheveși sau cineva care a acordat consultanță unui guvern străin, mă rog, pe chestiuni care țin de anticorupție, în cazul de față e efectiv la limita acceptabilității din orice punct de vedere. Adică eu n-am auzit de un oficial FBI, fostul director al FBI, care să vină să acorde consultanță imediat regimul, nu. După imediat. O perioadă de un an, doi ani, sigur doi că ani, dar imediat ani. Nu. Pentru că sunt legi foarte clare. Noi nu avem aceste legi. Domnule ministru, aveți cumva cunoștință în toată cariera dumneavoastră politică dacă ați avut vreodată vreun proiect de genul acesta de lege pe masă venit din partea oricărui partid de a pune un buffer, o perioadă de protecție între momentul în care un militar iese din funcție, mai ales un înalt militar, și momentul în care poate să lucreze în mediul privat? Pentru că pe baza asta ei au pensii speciale, pe baza asta ei au dreptul la salarii speciale, la tot felul de bonificații, tocmai pentru că li se iau niște drepturi. Nu au fost asemenea lucruri, nici n-am auzit, deși ce spunea domnul Coita este normal. Mai mult decât atât, dacă primești pensie specială, înseamnă că statul te recompensează, ți asigură o stabilitate, o liniște și ar trebui să ai aceleași restricții care le-ai avut în momentul în care ai îndeplinit funcția. Mai grav este să te duci în slujba unui alt stat. Adică și a avut o poziție foarte importantă. Adică lucrurile acestea nu ar trebui să fie tolerate de un stat. Deci în momentul în care îți dă o pensie specială, trebuie să ai și niște restricții. Nu numai restricții, da. Eu, de exemplu, și un judecător de la înalta curte. Nu cred că ar fi normal să fie avocat sau un procuror general să meargă să fie avocat. Și dar are această interdicție foarte bine. Are interdicție. Dar sigur, judecătorii și procurorii au o perioadă de timp în care nu pot să pledeze la instanțele unde au funcționat sau la parchetele unde au fost încadrați. Foarte normal. Dar doamna Mocanu, dacă un procuror general merge la o instanță, la o judecătorie, vă dați seama ca avocat, vă dați seama cum... Așa este. Ar trebui să fie chiar și mai drastice. Da, deocamdată sunt unele, acolo există câteva, dar așa este, aveți dreptate și eu cred că ar trebui să fie mult mai drastice. Dar interesant este că invers, apropo de aceste restricții, dacă tot ne referim la justiție, invers nu. Noi am avut judecători care veneau din DNA și judecau cauze ale DNA-ului. Asta este foarte imediat și după mai grav. Asta este și mai grav. Așa deci este. Noi am avut tot timpul aceste coluziune, aceste încălcări unele peste altele. De exemplu, erau pe legea
legea legată de anticorupție, cei de care lucrau în controlul financiar, dacă au controlat niște firme, nu aveau voie să se angajeze la firmele respective. Aici trebuie reglementat foarte clar, exact, să fie niște restricții și niște limitări dacă primesc pensii speciale. Iar în momentul în care domnul Coldea ar merge în Albania, eu nu-l văd un strateg al campaniei, numai dacă va merge pe anumite modalități de intimidare a unor oponenți politici, dacă în statul respectiv se dețin informații. Păi se pare că tocmai asta face un strateg în campania electorală. Se pare că tocmai asta face și se pare că tocmai asta este metoda pe care o aplică și pentru domnul Rama. Și tocmai aici este discuția cea mare. Fostul premier și președinte Berisha, de altminteri, pe subiectul acesta a sărit, ca să zicem așa, la gâtul lui Coldea. Să știți că mai este o problemă cu asta. Domnul Coldea este prima adjunct al SRI, prima persoană care a avut acces nelimitat. Știți că mai în trecut au apărut informații despre asta în presă, acces nelimitat la toți acoperiții. Până acum ei nu erau undeva pe o listă generală și nimeni nu avea acces la toți. Domnul Coldea a fost cel care și-a strâns acea listă și acum el știe cine este acoperit peste tot în toate domeniile. Presă, economie, inclusiv în exterior. Deci el deține aceste informații extrem de sensibile și a plecat cu ele într-un stat care nu este NATO. El deține informații NATO, este nefiind stat NATO, Albania. E NATO. Albania e NATO. Dar are un statut care nu are drepturile pe care le are din Uniunea Europeană, așa cum le au cei din Uniunea Europeană. Adică el deține foarte multe informații și reprezintă un pericol inclusiv pentru statul român și pentru alte state care i-au încredințat aceste informații. Eu tocmai de aia nu cred că se va întâmpla nimic și eu tocmai de aia cred că asta a fost așa un fel de pocnitoare, cum s-ar zice. Eu sper să se întâmple, pentru eu cred că s-a atras atenția. Atât. Eu cred că a fost pe sistemul ai grijă, dar părerea mea este că în acest moment, poate că sunt, poate că greșesc, dar părerea mea este că în acest moment suma informațiilor pe care le-a colectat domnul Coldea este mai mare decât ceea ce poate să-i facă statul în acest moment, ci cred că are putere, îi dă o putere mult mai mare. Eu cred că tocmai de aceea ar trebui să răspundă pentru tot ceea ce face mai drastic decât toți ceilalți cetățeni care nu aveau cunoștințe, care nu aveau informații și care nu știau ce pericol, în ce pericol. Eu vă aduc aminte. Vorbește un șantaj la adresa statului român în partea unui Coldea? Sau cum... Uite, nu vreau să folosesc cuvântul ăsta. Asta rezultă, adică rezultă că dacă eu sunt numit într-o poziție în care îmi conferă aceste informații clasificate și după 1-2-30 ani de zile pot să vin să mă joc pe degete cu tot ce înseamnă statul român. A existat vreodată în vreo propoziție de-a lungul celor 10 ani a statului, a creierii și existenței statului paralel, a existat vreodată cuvântul Coldea singur? Nu, a fost în binom. Ai auzit ceva în acest moment despre doamna Căveș și care este la EPPO? Am auzit că i s-a dat totuși o prescripție, adică au avut curaj procurorii să-i dea o prescripție și nu i-au dat totuși clasare că fapta nu există. Adică au constatat că există fapta, că ea a fost săvârșită, dar totuși ei au rămas în nelucrare cu dosarul și i-au dat prescripție. Și deci, nu e același lucru? Păi, adică evident, nu dovedește faptul că sunt de neatins? Sigur, este foarte discutat și dosarul acela. Nu aici în ne place subiectul, că ne dă de lucru, ca să zic așa. Avem cu ce lucra. Dar eu nu mi-aș face așteptări foarte mari, că am auzit pe unii, domne, e momentul în care statul paralel cade, lovitura decisivă dată statului, binomului. Fiți, mă, serioși, mă. Vedeți-vă de treabă. Nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Breaking news. Domnule ministru, am un subiect special pentru dumneavoastră. Vă rog. Este vorba de acest ETVA. Da. ETVA care ar trebui în realitate să fie o variantă de ușurare a muncii, de modul în care funcționează depunerea de astea, rapoartele de TVA de care erau pe 25, de conturile de TVA. Ei bine, se pare că tocmai cei care lucrează în acest domeniu, vorbim de contabilii care se luptă cu aceste hârtii,
tocmai ei vin și spun, domnule, e o tâmpenie, unii chiar spun, au pus carul în fața boilor. Și vreau să vă dau câteva elemente a ceea ce s-a tot spus pe aici. De exemplu, cine a propus ETVA, habar nu are despre cum se întocmește un decont. Și veți pune la o muncă total inutilă mii de profesioniști contabili pentru a compara mere cu pere. Altcineva spune, cum generați voi decontul de TVA precompletat? Adunați sumele din toate eurile pe care le-ați inventat. Ați citit codul fiscal? Ați auzit de TVA la încasare, de deducerea de 50% la autoturisme, de colectarea TVA la avansurile încasate, de emiterea facturilor pentru bonurile fiscale de ajustare a TVA? De contul de TVA precompletat nu se va pupa cu decontul firmelor în 99% din cazuri. Cine va munci să vă facă, să facă toate aceste verificări? Tot noi, adică contabil, evident. Este evident că nu ați lucrat în mediul privat și nu aveți nimic în comun cu economia reală. Asta e ce spune un contabil ministrului Boloș, ministrului de finanțe. Înțeleg că între 20 și 25 a fiecărei luni trebuie să fii apt. Nu poți să fii bolnav, nu poți avea probleme de familie, nu poți avea sărbători, concedii, nunți, înmormântări. Iarăși vorbim de contabilii care practic în acest moment vor fi sufocați pentru a face note explicative în plus pentru ceva care de fapt ar trebui să facă ANAF-ul, adică practic ANAF-ul a externalizat obligațiile sale de verificare înapoi la contabil. Domnule Marcel Boloș, explicați-ne nouă experților contabili cu firme de contabilitate, cum vom reuși noi să verificăm în 5 zile, lună de lună, de conturile precompletate ETVA la 10 de firme. Domnule ministru, cum ați testat acest ETVA? Vreți să îl testați pe nervii noștri? De ce credeți că gaura din buget se umple dacă mai mor de stres, de stres cronic? Doi economiști sau se închid câteva firme plătitoare de TVA? Bună asta! Oare dumneavoastră sau oricare dintre cei care au propus și au votat tâmpenia asta de OUG, câte de conturi de TVA normale, din acelea banale, ați completat în vasta dumneavoastră experiență? Dacă răspunsul este zero, cum este cât se poate de evident, cum îndrăzniți să debitați astfel de bălării? Ceea ce vreți să implementați prin aceste legi date în grabă, netestate și din dorința de a avea mai mulți bani la buget, nu face decât să îngreuneze munca contabililor, să descurajeze antreprenorii și să determine firmele mici și să închidă porțile. Respectul dumneavoastră față de aceste firme, față de mediul privat și față de breasla contabililor este zero. Mai spune că vă felicit pentru realizarea asta, dacă nu eram noi contabilii, aveați non-factura, nu e-factura. Acesta este Marcel Boloș, asta este punctul de vedere al experților contabili, domnule ministru. A spus ministrul de finanțe, m-am uitat și eu pe acest OUG și încă o dată nu mă dau șmecher în contabilitate, a fost nota mea cea mai slabă întotdeauna, dar în același timp n-am putut să nu remarc faptul că într-adevăr sunt o grămadă de elemente din codul fiscal care nu apar în ETVA, dar ele totuși trebuie să se pupe și dacă nu se pupă, trebuie să scrie contabilul o grămadă de note explicative care să zică, domnule, stai nițel că astea erau bonuri de benzină cu cui, care bonurile de benzină cu cui nu apar în acel spațiu virtual personal. Domnul Nils, domnul ministru de finanțe, înainte să dea această ordonanță, probabil au fost propuneri din interiorul ministerului, trebuia să-i cheme pe cei de la Camera Consultanților Fiscali, consultanții fiscali și pe cei de la Corpul Experților Contabili să discute dacă se poate aplica.
deși a fost o idee să-i ajute pe cei care completează de contul de TVA, e un calvar, mai ales că și e-factura nu merge. E o anomalie acolo în evidență la Ministerul de Finanțe, nu merge sistemul facturii electronice, adică facturile care sunt trimise la ANAP. Pentru că acolo nu e o evidență foarte clară. De fapt, ce s-a dorit? Dom'le, dacă noi avem facturile trimise de către furnizori în evidența ANAF-ului, haideți să vă ajutăm să completăm. Nu poate să-i ajute pentru că evidența nu e foarte clară. Și experții ce trebuie să facă? Trebuie să corecteze, să meargă la ANAF să spună, dom'le, datele nu sunt corecte. Păi da, dar trebuie să o facă lună de lună. Pe fiecare 20 ale lunii trebuie să scrie aceste note explicative și, repet, ele de fapt se referă la niște inadvertențe sau niște greșeli ale ANAF-ului pe care trebuie să le descopere contabilul și contabilul trebuie să explice de ce a greșit ANAF-ul. Domnul Nils, evidența agentului economic în materie de TVA nu va corespunde cu evidența din ANAF. Și atunci îi plimb pe drum. Ați văzut că nici evidența pe plătitor nu corespunde. Că trimit popriri pe conturi și multe firme nu datorează sumele. Și atunci se va întâmpla acel calvar și cu acest TVA. Mai mult decât atât, ce spuneau experții contabili. Sunt multe informații care nu apar în evidența ANAF-ului. Acele ajustări ale TVA-ului, acele bonuri care nu se trimit la ANAF. Și atunci ministrul de finanțe trebuia să-i cheme specialiștii din zona practică și să se consulte dacă acel act normativ este benefic sau nu pentru... Dar e un element pe care îl vede inclusiv o persoană care n-a făcut o zi de contabilitate în viața lui și vede faptul că, pe de o parte, e-factura pentru persoane fizice, adică o firmă care vinde produse unei persoane fizice până acum nu trebuie să emită e-factură, va emite de la 1 ianuarie 2025, dar pe de altă parte în e-TVA, pentru că de contul de TVA conține și facturile emise persoanelor fizice, e-TVA-ul intră la 1 august. Deci de la 1 august la 1 ianuarie măcar și un cățel se prindea că eu măcar un element care nu se potrivește în propoziție. Și va fi un război între ANAF și experții contabili, pentru că cei de la ANAF nu vor recunoaște că evidența lor nu e bună în materie de TVA și atunci ce vor face experții contabili? Trebuie să le dovedească celor din ANAF că ANAF-ul a greșit și s-ar putea să fie și sancționați experții contabili, deși au lucrat corect. Păi da, dar expertul contabil nu lucrează pentru el însuși, el lucrează pentru un antreprenor. Și eu mă gândesc că ANAF-ul, în momentul în care apare o divergență între contribuabilul persoană juridică și ANAF, primul reflex pe care îl va avea ANAF-ul este să zică eu am dreptate, îți popresc conturile. Corect, și vom avea țâșpe mii de conturi blocate, țâșpe mii de oameni dați afară din muncă, corect, pentru că patronul nu va mai putea să facă nimic, să continue activitatea, pentru că ANAF-ul stă cu deștiul băgat în nas, ca să fiu politicos. Ați văzut câte popriri și blocări de conturi s-au făcut și se fac în continuare, iar ANAF-ul nu recunoaște că a greșit, trebuie să dovedești că nu datorezi suma. Așa se va întâmpla și cu acest decont precomplectat, trebuie să dovedești că ANAF-ul a greșit și trebuie să te duci cu documente. Și au mai introdus o chestie care mi s-a părut absolut uimitoare. Acum 2 ani, 3 ani, toată lumea a schimbat toate casele de marcat. Au trebuit să fie făcute ca să se lege cu ANAF-ul. Ei bine, acum cele care emit bonuri cu cui, benzinăriile, toate cele restaurantele unde pui bon fiscal cu număr de cui, cu numărul de fiscal. Toate acelea acum trebuie să schimbe tot softul și multe dintre case nu pot fi schimbate cu softul, trebuie să schimb toată casa ca să emită un cod QR, care cod QR să confirme data și ora emiterii. Adică o inepție în plus față de ce era. Toate măsurile astea n-au dus la reducerea evaziunii fiscale, dar cine
Că va duce la creștere, dacă mă întreabă pe mine. De bună credință. Dar știți la ce va duce? Va duce în primul rând la creșterea numărului de personal angajat la aceste structuri, pentru că ei își creează tot felul de proceduri de verificare pentru a-și umfla schemele, pentru a aduce cât mai mulți și cât mai mulți, cât mai mulți care să nu facă nimic, ci doar să încaseze niște bani, pe de o parte. Pe de altă parte, va duce la umplerea instanțelor, pentru că instanțele sunt absolut sufocate de astfel de litigii. Organele astea fiscale, adică oamenii, că nu organele, organele nu există. Da, exact, oamenii ăia sunt absolut habarniști până acum. Nu mai vorbim acum că și legea îi ajută. Ei își dau procedurile astea complicate, procedurile din care nu se înțelege nimic, pentru a avea totală a fi discreționari. Și se duc la instanță și le umplu și nu se mai poate judeca nimic, pentru că judecătorii sunt absolut epuizați de aceste mici prostii. Pe mine și mai mult, da, este că iarăși statul aruncă povara muncii statului, exact, în brațele privatului, la fel cum a făcut la pensii. Sigur, la pensii au zis, domnule, da, vrei să ai toate, da, bonusurile și acordul global. Adă tu adeverință. Pe banii tăi. Eu am, de fapt, toată arhiva. Exact. La mine ți-ai prezentat toată munca întotdeauna, exact, dar te trimit pe tine să-ți cauți adeverința, da, în loc să-mi fac eu stat treaba. Stilul lor de funcționăraș care nu gândesc decât pentru ei. E bună. Da, corect, și forma adeverința, da, nu este bună. Nu te mai acționa tot pe banii tăi. Da, în stilul lor de funcționăraș, care nu gândesc, care nu au avut în viața lor o firmă. Păi domnul Boloș, l-ați întrebat, a avut vreo firmă vreodată? Nu cred. Niciodată. Este preot de formație. Adică poate ce că, ar putea să poate ținut? Poate a avut un evidența, la biserică, ce mare eventual deficit României, deci, nu strică, zic eu. Cum? La ce mare deficit României nu strică și... Da, dar Alex, problema este că se mărește. Dar uite, Mix, ca să fiu polemic, pentru să nu fie întâlnit de acord. El mai multe și evaziunea mai mare. În ultimele date a crescut colectarea la buget cu 27 de miliarde. Dar nu e adevărat. Uite, asta este de fapt lucrul pe care... Și nu e adevărat, am citit și eu în presă. E adevărat că a crescut în termen nominal cu 27 de miliarde. Da. Procentual însă, anul trecut aveam 27% din PIB, pe primul trimestru am stat și am calculat PIB împărțit la colectare. Și iese într-adevăr că au colectat mai mult, dar au colectat doar 24% din PIB. Adică, în alte cuvinte, Boloș a pus niște ținte foarte ușor de depășit. Și atunci zici, domnule, ținta mea era aici. Dar eu sunt sub anul trecut. 24% din PIB. Și din anularea unor facilități fiscale. Nu din reducerea evaziunii. Da, aici cu reducerea evaziunii, în primul rând, partea cu colectarea trebuie să se ducă la alea de stat. Sunt vreo 38 de miliarde sau cât, doamne iartă-mă, sunt, în care numai companii cu capital de stat au datorii, măcar să înceapă de acolo. Adică, până la urmă, din câte înțeleg eu de la contabil, pentru că am stat și am citit pe net tot felul de pagini ale contabililor, unii chiar încercând să-i găsească scuze lui Boloș, deci nu toți porniți împotriva lui, și cu toate acestea ajung toți la aceeași concluzie, și anume faptul că nu funcționează și că de fapt aceste lucruri nu fac decât să îngreuneze viața celor care oricum plăteau regulat la stat. Nu i-a duce pe cei factura, care nu dădeau bon. Oricum e factura, le-a creat o muncă în plus, care n-a dus la reducerea evaziunii fiscale, și acum le creează încă o muncă în plus, chiar un calvar, să nu mă poată depune de contul de TVA la termenul de scadență și să fie sancționați. Da. Cele mai noi date de la finanțe ne arată de altminte că reducerile de cheltuieli, pentru că vorbeam apropo de faptul că până la urmă e nevoie să tot angajeze oameni ca să facă proceduri, cum spunea doamna avocat. Deci toate aceste reduceri de cheltuieli făcute de guvernanți au fost degeaba. În timp ce statul, pe de o parte, susține că vrea să facă economie, numărul posturilor, exact ceea ce spunea doamna Mocanu, numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România a crescut cu peste 3.000 în luna aprilie față de martie. Într-o singură lună. Marina Cioacă are detaliile. Bun găsit, Marina!
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. În România, reducerile de cheltuieli se fac doar pe hârtie. Asta pentru că, în prezent, am ajuns să avem cel mai mare aparat bugetar din istorie. Mai exact, ultimele date arată că nu doar că noi nu reducem numărul de bugetari, ci el crește semnificativ. Doar ultimele date ne arată că în ultima lună s-au angajat aproximativ 3.000 de bugetari, iar majoritatea din aceste noi angajări au fost realizate pentru administrația centrală. Deci vedem că crește acest aparat bugetar pe care România îl are în prezent. Ne apropiem de aproximativ 1.300.000 de bugetari în țara noastră și totul în condițiile în care cei de la Comisia Europeană ne-au trimis chiar un raport oficial în care ne spun că nu am luat suficiente măsuri pentru a reduce deficitul. Ar fi trebuit să implementăm reforme și să reducem cheltuielile, însă acest lucru nu s-a realizat în realitate. Pentru că avem mai mulți angajați, automat trebuie ca acești angajați să fie plătiți, iar salariile din sistemul bugetar nu sunt deloc mici, deci nu avem cum să reducem acest deficit bugetar decât în cazul în care se vor introduce noi taxe și impozite, deci cel mai probabil tot românul de rând va plăti pentru aceste angajări suplimentare. Da, mulțumesc foarte mult, Marina. Alex, e până la urmă exact același cerc vicios. Nu face nimeni un audit al posturilor, nu zice nimeni unde e nevoie de oameni, unde nu. Acolo unde ei, cum spunea doamna Mocanu, își creează singur nevoia de posturi, încep să angajeze. Între timp, noi vorbim de deficit și de probleme. Da, mă tem că e o meteahnă specifică anului electoral, pentru că se știe că aparatul bugetar e folosit, instrumentat de politicieni pentru a-și potența votul. Oamenii angajați la stat care stau pe salarii stabile, pe salarii predictibile pe termen lung, au 2, 3, 4 membri ai familiei, de obicei votează pentru continuitate, ca să spunem așa. Deci nu o să voteze niciodată antisistem. Problema este că în ăștia 4 ani în care România a avut într-un final stabilitate, o stabilitate binevenită politic, din punct de vedere politic, s-a ratat o mare ocazie. Era un moment excepțional, poate unic în istorie, ca să se reformeze aparatul de stat. De ce? Pentru că totuși economia stă binișor pe parametrii de bază. Avem un șomaj foarte mic, dimpotrivă importăm forță de muncă. Ați văzut câți angajați sunt din Nepal, din alte țări din Asia, zeci, sute de mii de oameni. Și era un moment ideal pentru a încerca să pui la regim aparatul de stat și să-i ajuți pe oamenii care decid să iasă din zona publică să-și găsească joburi interesante în mediul privat, care poate să le facă o carieră mai cu potențial decât dacă ar fi stat să mute hârtii, cum se întâmplă de unor la stat. De acolo vine banul. Statul nu produce bani. Statul încasează bani din ceea ce produce economia privată. Și atunci era un dublu câștig, pentru că pe de o parte scădeai cheltuielile bugetare, pe de altă parte aduceai sânge proaspăt în economia reală și toate astea pe fondul unui șomaj care, repet, este sub rata naturală și cred că asta nu o să fie la nesfârșit. Deci peste 5 ani, dacă se încearcă aceeași reformă, cine știe în ce situație să fim și o să avem o problemă socială. Păcat că nu s-a încercat acest lucru. Ok, nu un an electoral, dar au fost 2021-2022 ani. Bun, bunicei pentru România, ieșisem din criza COVID. 2025 va trebui să se deconteze toate aceste lucruri, domnule ministru, da. Pentru că până la urmă, ok, dai, la un moment dat însă trebuie să pui și la loc. Și singurul moment în anul ăsta n-ai de unde să pui la loc, că e an electoral. Anul viitor însă va trebui și atunci singurul lucru pe care îl poți face este să umbli la taxe și impozite, că n-ai ce altceva să faci. În ultimul timp cheltuielile n-au scăzut, au crescut și îmi vedem cu 29% pe primele 4 luni. Sigur că mai sunt și acele plăți anticipate la pensii, dar totuși cheltuielile au crescut. Și s-au anulat unele facilități fiscale, s-a mărit baza impozabilă la unele impozite și sigur că mediul de afaceri are de suferit. Și legat de puterea de cumpărare. Dacă ne ducem în 2025 și iar
mărim unele impozite, cote de impozite, nu știu dacă mediul de afaceri mai suportă sau populația. Și atunci, în mod obligatoriu, trebuie să vii la să reduci cheltuielile. Problema este când faci reforme să nu-i dai pe cei buni afară. Pentru că în ultimul timp când au fost angajați, E pe cei care au spate sau pe cei care n-au spate. Asta voiam să spun și eu, de asta mă tem și eu. Că dacă începem acum să facem reformări, să dăm afară exact cum spuneți domnul Ialomițianu, s-ar putea ca cei care sunt aduși acum politic pe acest val de stabilitate, pentru că ei fiind foarte mulți la guvernare, au trebuit să-și aducă foarte mulți și de aceea se tot umflă aparatul. Și când vor trebui să dea afară, îi vor da afară tot pe cei care nu au spatele politic și care poate țin toată această osatura statului. Eu mă tem mai degrabă de asta decât de faptul că măcar să le fi oprit încadrările. Adică nu să dea afară, dar să nu mai fi încadrat, pentru că prin ieșirile naturale de pe funcții se regla cumva aparatul bugetar. În aparatul bugetar este absolut necesar să stopeze angajările, pentru că el se diminuează natural prin ieșiri, prin pensionări. Da, și încă o dată, anul viitor, pe de o parte, nu poți să-i dai afară pe aia care au spate, că așa funcționează jucărica la noi, iar dacă mărești taxele și impozitele, nu faci altceva decât să te duci tot după cei care au plătit până acum și nu-ți schimbă până la urmă colectarea. Și pe care îi obligi să își angajeze contabili, consultanți fiscali, ca să susțină aceste aberante proceduri pe care li le tot pune în cârcă statul. Pentru că ei trebuie să-și plătească contabilii. Nu le mai ajunge unul, trebuie să-și ia doi. Adică cei care nu plătesc sunt tot cei care nu vor plăti, indiferent cât e taxa. Dacă nu... Vedeți că au anulat facilitățile, au mai mărit impozitele, iar deficitul a crescut, pentru că au crescut foarte mult cheltuielile. Și atunci, dacă la anul mărești impozitele și taxele, s-ar putea să încasezi mai puțin. Dacă nu reduci cheltuielile, atunci iar ai o problemă cu deficitul. Și Comisia Europeană nu o să mai tolereze o perioadă lungă cu deficit mai mare de 3%. Ne blochează fondurile și atunci intrăm și mai profund în deficit. Dar în același timp trebuie să ne uităm mult mai atent la colectare. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Ediția de weekend continuă după o scurtă pauză cu dezvăluirile și exclusivitățile momentului. Am primit informații în premieră despre noua mutare a lui Klaus Iohannis. Vă arăt unde pleacă președintele după terminarea mandatului la Cotroceni. Vă prezint și scindarea partidului înnășit de Florian Coldea și vă arăt circul politic uriaș, haosul și scandalul de la USR. Vă spun cine zboară mâine din Partidul Rezist. Veți vedea cum creația politică a lui Coldea este la un pas de implozie. După Egalitate Perfectă vă arăt că românii au fost chemați din nou la alegeri, dar am și informații despre decizia de ultimă oră cu privire la schimbarea legii electorale. Toate acestea în partea a doua ediției de Weekend a Cheii Zilei, care începe doar în câteva minute. Nu plecați nicăieri!